Iohannache, spuneți, vă rog, ce inițiative legislative ați înaintat în 4 ani de mandat? Domnule deputat, de ce nu vreți să răspundeți? Domnișoară, cătați-vă de treabă! Domnule Andronache, în 4 ani de mandat nu ați înaintat nicio inițiativă legislativă. De ce? Domnule Andronache, de ce nu vreți să răspundeți? Domnișoară, aveți ceva, respectați în pace! Cum așa, domnule deputat, în 4 ani de mandat chiar nicio interpelare legislativă? Domnule Andronache! Domnule deputat, cum explicați că în 4 ani nu ați avut nicio inițiativă legislativă? De ce fugiți? Domnule deputat, domnule Andronache, vă rog să nu fugiți. Stați, domnule Andronache, stați așa, stați, vă rog frumos să răspundeți. Domnule Andronache, dar de ce tăceți? De ce nu răspundeți la întrebările jurnaliștilor? Domnule Andronache, vă rog să răspundeți. Domnule deputat? Ce o să faceți în următorii 4 ani de mandat? Tot așa nu o să înaintați nicio inițiativă? Domnule deputat, de ce fugiți de mine? De ce nu vreți să ne răspundeți la câteva întrebări? Domnule Andronache, de ce fugiți? Oare așa trebuie să procedeze un ales al poporului? Domnule Andronache, dar de ce n-ați înaintat în ultimii 4 ani nicio inițiativă legislativă? Da, chiar așa, domnule Andronache, de ce în 4 ani de zile nu ați înaintat nicio inițiativă legislativă? Domnule Andronache? Domnule deputat, cum explicați că în ultimii 4 ani de zile nu ați... Domnule deputat, cum se face că în 4 ani de mandat nu ați pus nici măcar o întrebare? Nu trebuie să plângeți. Răspundeți-mi doar, de ce în 4 ani de mandat nu ați înaintat nicio inițiativă legislativă? Doar atât și gata. Pentru că, vă rog, nu trebuie să plângeți, vă rog, nu plângeți. Nu, calmați-vă, doar să-mi răspundeți. Nu am înaintat pentru că...